Salut! Am făcut până la urmă upgrade la Nvidia GeForce Priority ca să am o șansă să joc și eu jocul ăsta, pentru că am încercat de o săptămână să tot intru în el și n-am mai reușit. Prindeam ori cu 250, ori cu 400, ori cu 500 chiar. N-aveam nicio șansă să-l joc gratis și astăzi am făcut upgrade. Aș putea spune că se merită, pentru că și conexiunea este mult mai bună. Am intrat direct. Mă așteptam să aștept câteva secunde sau un minut, poate două. Dar pentru 50 de lei, uite, am intrat direct. Îl poți juca și cu grafică pe very high acum. Am 6 ore timp de jucat acum. Nu joc eu 6 ore. 6 ore până să fie nevoie să ies și să intru din nou. Rămâne pe compact ca să văd și cum e când ies să-l joc, să văd dacă am probleme ceva. Așa, video am zis că l-am dat pe very high. Very high e destul de bine. Teoretic. Trebuie să fie diferențe mici între very high și ce pot să mai leu pe aici pe ultra. Nu vreau să-l forțez prea tare. Very high e mai mult decât suficient. Hai să continuăm de unde am rămas, că n-am mai reușit să joc deloc la el, mă. Am vrut eu să mai încerc pe setter de HD, nu Full HD, pe grafică maximă. Am zis, mă, trec și pe HD, că sunt obișnuit să le joc pe HD jocurile. Dar n-am mai reușit să intru în el, pentru că erau prea mulți înaintea mea. Până și dimineața, la 7:30-8, erau 300. Așa, am intrat în joc, gata, avem 70, 66, deci e peste 60 și cu setter maxim. Așa, deci drept în față ar trebui să mergem. Trebuie să merg în zona unde e iarbă, zice el. Ce, mă, mai am probleme? S-a părut că s-a blocat puțin. Internetul nu e o problemă. Grafica posibil să fie problemă. Serios? Mi s-a părut că statistic n-am pierdut nimic. Nu e pe roșu nimic. Lasă pe compact atunci. Bun. Asta înseamnă unde, mă? Fix în față. Am mașina pe aici. Nu. Obiective. A, nu. Asta e QO. A, O mi-arată sus. Să mă duc în zona... Bă, ce are, mă? Are momente în care se blochează. Posibil să nu fie destulă viteză la internet. General, jocul. 65, nu prea aș da să fie pe maxim. Poate nu încurcă și asta. Nu, mă, dă-i maxim ce am, până la 100 ajung. Să vedem, poate e problemă cu asta. Că nu-mi scad frame-urile. Păi și ce fac, mă? Merg atâta pe jos? Unde ar trebui să mă duc? În față. Stai, mă, harta, care era harta? Harta, trebuie să mă duc unde? Aici? Băi, tu vorbești serios? Aici trebuie să mă duc? Se potecă. Nu știu. N-ar trebui să am probleme. Am ceva pe aici? N-am absolut nimic. Mai sunt momente în care face probleme asta. Better stay low, move quietly, and glass for animals from behind cover. Ce, mă? I remember when I couldn't tell the difference between a white-tailed deer and a mule deer. Grandpa used to tease me about it. Ce, mă? Trebuie să merg în ce vrei să spun, nu? Păi și... Tab. Am apropiat de zona unde sunt
scoate ăsta. Bine, deci aici în față ar trebui să fie ceva. Trebuie să iau încet. Bun. Cum? Let's see if I haven't forgotten all those hunting lessons from grandpa. Care lecții, nene, că nu știu nimic. Posibil să fie aici în pădure ceva? Văd ceva în față? Nimic. A, ba da! Ba da! Avem căprioare, gata. Cu fundul alb, ăstea sunt. Mărit maxim. Păi și acum? Mult dir, mult semn în ce? Căprioare cu... cu car, cu coarne? Nu știu care e traducerea la alea. Ia, să uite spre mine. E mărit maxim. 100 de metri. A, trebuie să aproximez distanța. Asta e arma cumpărat. 5 metri pe secundă din dreapta. Mă apropii mai mult? Dar oricum nu le văd. Trebuie să mă apropii mai mult. Bă, dar să uite spre mine. Nu că mă aude. Să trag? Sunt 100 de metri până acolo? Ai zice că da. Trag unde? La... la inimă. Bă, dar nu mai văd. Mai am până dreapta pe aici? Nu mai am nimic. Ia, mă dau ușor pe stânga. Mă vede, mă? Mă simte? Bă, să uite exact la mine. Dacă trag în cap, nu cred că e bine, nu? Se mișcă. Mai am pe partea asta ceva? Sau alea ori fi singurele? A, mai am aici. Una doarme pe acolo. Bă, păi da, mai am și pe aici. E plin de căprioare aici. E plin. Să merg în față? Sau să mă orientez să le iau pe alea din dreapta? Acolo e distanță foarte mare să dau de aici. Nu, răspuns corect, mergem în față. Dacă mă ridic, ori simți este că sunt aici? Mă apropii, mă, cu brut în jos ăla. Mă arată unde sunt? Am în stânga mi-arată că e în semnul întrebării? Nu știu de ce. Poate e zona de explorat în stânga? Păi, dar merg prea... ia mă, merg așa. Mă vede. Mă simte. Opa. A, am speriat animalele. Ai mă, serios? Le-am speriat. Băi, sunt tare, mă. Le-am speriat. Păi și acum nu pot să mai iau nimic? Uite, alea sunt calme. Le-am speriat pe ăstea de-n față. Ia să încerc eu să ajung în margine. Că poate totuși n-au plecat prea departe. Aha, dar nu mai văd nimic. Nu, că au plecat. Astea au plecat, înseamnă că mă orientez pe ăla din dreapta. Am ceva mai pe aproape. Se culcă? Nu, asta e cea mai bătrână. Asta e cea mai mare, gata, scoate arma. Uite, zi metri. 122. 1. Arma. Dă-i repede, dă-i repede. 122. 122 adică undeva 150 de metri, da? Să se vede. Ah. Nu știu poziția aia, că e bine așa. Bate la inimă. Nu știu dacă am dat în inimă. Nu știu, nu știu, nu știu. N-am dat în inimă. Unde e? Unde se duce? Stânga. Aleargă, aleargă, aleargă. Hai. În direcția asta. Haide, aleargă, că nu știu acum mai au.
Dă-i, lasă asta, dă-mi, dă-mi pe binoclu, dă-mi binoclu. Nu mă, binoclu, mă, ce faci? N-ai ce să vezi. Pe aici trebuie să fie, nu? Bă, încă mai sunt probleme, încă se mai blochează. Ia. Care era? Era pe aici. O fi căzut? N-am tras unde trebuie? Poate doar s-a speriat? Simțul vânătorului? Aha, în zona asta. Hai, nene, aleargă, mișcă-te. Simțul vânătorului? Ia. În partea aia. Îmi arată, mă, unde s-a dus sau ce face? Nu mi-arată. S-a dus. Arată? Ia, că arată. Nu, s-a dus în jos. Bă, nu înțeleg în simțul ăsta nimic. Ai, pe aici, în sus. Hai, mă. Da, bă, arată unde a căzut, nu arată. Q, simțul vânătorului, trebuie să țin apăsat? Nu, activez odată. Păi și unde? Ce? Cum? Unde s-a dus? Bă, unde s-a dus, mă, că nu mai văd? Ia. Nu știu unde să mă duc. A, pe aici, în jos. Așa, pe aici. Hai mă, că arăta. Deci a atins cringile. În sus sau în jos? În sus. Aici. Arată pe unde a trecut. Bă, zi mă că nu văd. Bine, le-a atins pasă și în jos. În jos. Atins ăsta. Nu înțeleg. A rămas aici? S-a dus în sus. S-a dus în sus. Și de aici. Și aici am pierdut-o. Hai mă, simțul vânătorului, zici și tu ceva. Că nu înțeleg unde s-a dus. Să nu se fi dus? Ia, uite, mi-arată. Deci a căzut pe undeva. Băi, mi-arată până
Până la urmă vede că nu sunt în stare să găsesc direcția. Zice, ia omule în partea asta, că nu știi. Prin partea asta unde? A, nu, stai, cred că ieșeam din... Da, am ieșit din cer. Da, nu mi-arată. A, uite-mă, ba da. Uite, bă, că mi-arată, bă, dar nu vedea chiorul. Și n-am luat-o cum trebuie. Claim animal. Uite-l, bă. Claim animal. Unde am dat? În? Unde am dat? Hit energie. Zoom-ul i-am dat undeva la... La plămâni sau pe unde? Cum a click dreapta văd? Unde are culunțul? Ia uite, bă, cum se duce. Bun, i-am dat carne, os, plămânul drept. Plămânul drept. Și... Notă ceva, am vreo notă? T? Ce înseamnă play? T, play. Nu, nu știu. Nu știu. Ce vrea să facă? Să-l vând. Taximetrie, ăsta, taximetrie e împăiere, mă. Stai, mă, unde era? Overview. Hit hand rating, 5 stele. Trophy rating, a 2 stele, mă. E mascul. Bă, câte detalii mișto. Ora la care l-am luat. Cum era vremea. Vremea. Așa. Vânătoare. Total 328. Mișto, mă. Mul dir. Mul înseamnă, cred că, mascul, mă. Ad. Ad. Nu știu ce înseamnă. Păi și pot să-l vând, nu? Terminat misiunea, bă, după o grămadă de timp. The beard in ranch, owned by your grandfather. Bă, stai mă, că n-am văzut ce zici. Bă. O mi-arată sus. N-am văzut ce mi-a zis ultima oară. Obiective. Asta, mă, accept. Da, deci ăsta e. Deține. Ce deține? A, vinde carne la restaurante sau ceva, nu stau să citesc tot. Activați misiune, da, deci activ the new order from your grandfather. A, trebuie să mă duc la ce? La birou? Ca să accept. Hai că e mișto. Nu prea sunt eu de grozav la el. Momentan, dar e plăcut jocul. Trebuie să mă duc să... Vreau să mai încerc niște chestii la setări, video. Dacă dau pe very high, așa, umbre, ăsta temporal nu știu dacă face bine DLSS ăsta, DLSS, dezactivăm motion blur ăsta, hai să vede. Am rezolvat ceva, 53, 91, 80, fără motion blur, e cam ciudată treaba, plus că nu merge grozav. Ok, bine, deci n-am făcut treaba. Lasă-l pe very high, pe high. Cu temporal, cu ce vrei, lasă-l așa. Motion blur ăla chiar e mișto. Altceva, n-am ce să mai... Nu vreau să mai dezactivez. Lasă-l așa cum sunt. Bine, hai să mergem să accept misiunea. Așa. Am luat armă, nu mă armă asta. Trebuie să deschid ușa, bă. Așa, folosește calculator, zi. Lin, hey. Dar nu putem eu să accept misiunea din... Da. Bla, 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 we love, de ce vrei tu să iei? Acceptăm misiune. Am acceptat misiune. Pot să cumpăr ce? Arme? Ne mai descurcăm cu asta. O, pot să cumpăr ceva mai bun? Pot? Nu pot, că n-am bani. Ăsta l-am acum. Calitatea proastă. Ăsta? O, calitate mai bună! Mhm. E... A, mărește până la 8. Până la 10 mărește asta. Mișto. Ăstea sunt chemătoare. Mișto.
super tare. Mașini am una. Oh, eu am o grămadă. A, nu, astea sunt... Ba da, le am. Poți să... Păi, dar trebuia să am un ATV de ăsta gratis. Unde e? S-a furat ATV-ul? A, sau mi-l bagă doar. Ok. Pot să cumpăr zone în care pot să pescuiesc, am vrut să zic. Zone în care pot să vânez. Mă lungesc rău cu videoclipul. Am arma... Care, mă? Am arma cumpărată, da? Remington, nu știu ce. Sleep, nu vreau să dorm. Mașină, am mașină. Astea sunt. Bine, lasă-le așa. This reminds me when Grandpa went for a pheasant hunt and forgot to take a shotgun. Ce, mă? Trebuie să iau 3 kg de fazan? Mă, de ce dispare la așa repede, mă? De ce îmi dispare așa repede? Obiective? Ăsta. Trebuie să iau... Am acceptat 3 kg de... Enciclopedia. Detalii și... Bun. Nu știu exact ce sunt astea, sunt experiențe. Pot să fac ceva? Nu, cât am mers, nu știu exact ce sunt astea. Asistență, hunting log, muldir, ce, mă? Astea ce cunosc eu până acum? Poate că da, poate că nu. Controle, joc, limba, automatic, nu știu ce zice pe acolo. Trebuie să le dau atenție și la chestiile astea, dar nu acum. Hai să mergem după, ce zice asta, fazan. Hai după fazan. Ia, uite, gata. Eu. Space, nu Space. Eram obișnuit cu Space la... De la Hunting-ul Limited, care mai jucam eu. Joc de vânătoare. Deci fazanul așa face el, nu? Se sună tot la fazan. Pe aici e fazan. C? Stai, dă-mi binoclu, nu mi-l dă. Așa, ba da. 300 de metri, nu, undeva la 50 de metri, da? Dar unde e fazanul, că nu mai e. Era un fazan pe aici, mă. Clar, pe aici e fazan, dar cum îl iau? Sau de prin partea aia. O să fie greu să iau pe ăștia. Trebuie să-i prind când sunt pe jos. Trebuie să prind fazanul când e pe jos. Nu înțeleg nimic. Din ce se întâmplă pe aici? Cum e fazanul, mă? Erau prin partea asta. 3 kg. Nu mă ajută nimeni, mă. A, simțul vânătorului, bă, uite. Unde e fazanul azi? E activat, unde? Că nu e, nu mă ajută. E dezactivat, activat. Nu mă ajută, bă, unde... Nu știe că îmi trebuie fazan? Simțul vânătorului. Ia pe adânc aici. Hai să iau mașina și trec mai în față. Luăm mașina și mergem mai în față. Ce gălăgioasă e asta. A, uite-le, mă! Se aud! Stai! Ia! Prin părțile astea erau, mă!
Dar unde au zburat? Unde e, mă, fazanul, mă? Fazan, nu? Fiasant. Fazan, cred că e. Riar din ranch. Ia. Pe sus. Ăla? Ăla e fazan? Nu e la fazan. Trebuie să-l iau din zbor? Unde e, mă? Am pus să analizez. Ce analizez? Stai, cât trebuie. Scoate-mă statistica. Am ceva probleme? Nimic roșu. Moldir looks fresh. A, e de la... bine. Avem de la... Au trecut o oră? Băi, ce-a zburat timpul. E de la căprioare, n-am treabă de căprioare. Mie îmi trebuie... Fazanul, dă fazanul, unde fazanul? Cum vine asta, mă? Cum plec cu mașina, cum apar și fazanul? Cum urmăresc eu fazanul, mă? Sau din stânga pe undeva, dar nu înțeleg. Cum să fac? Ia, uite. Oh, sunt pe jos, mă! Da, că scu ochii pe tine. În dreapta, gata, l-am văzut. Hai! Dă-mă arma, mă, dă arma! Că zboară ăla de aici. L-am văzut. Păi până când crezi tu, mă, că mor? Ții pe mine aici. Culcat. Ăla cred că e fazan. Ia, 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 mai las. Dreapta mai acum. Trag, mă. Aoleu, cum văd distanța până acolo? Cum aproximez? Trebuie să dau mereu pe binoclu, nu pot să aproximez distanța cu ăsta? Dă-mă, dă-mă repede. Deci unde? E 60 de metri. Undeva să o fac pentru 50, nu, pentru 100. 60 de metri o fac pentru 100, deci reglez arma. Hai mă, dă-o. Reglez arma. Pentru unde era? A plecat? Nu, e acolo. 100, da? E acolo, mă. Nu e, mă, acolo? Era acolo. Ba da, e acolo, e acolo, e acolo. Nu văd de iarba asta, posibil să... Să dau vegetația mai mică. Ia că mai vine unul. Bă, dar nu fie la fazan. Ia. S-a culcat, bă. Stai. Nu mai văd. Să mă ridic, mă? Nu e nevoie să stau culcat? Nu mai văd? A plecat? Ce-am făcut, mă? Chiar era aici. Nu era aici? A plecat? Când a plecat, mă? A, uite-l. 50. Unde e? Am dat în el? N-am dat în el. N-am dat în el? Ba da, e acolo. L-am făcut praf? Ce-i ăsta? E? Ba da, mă, fazan. I-am dat, dar l-am julit. Carne, am dat în carne, nu știu. Îl vând pentru 11? Nu-l vând. Îl țin? Cum îl fac? Nici o stea? L-am vânat ca greșit, nu? O stea? De ce o stea? Ce, mă? Bă, trebuie să iau o grămadă.
Păi și cum îl iau? Cum îl iau? Ce fac? Cum îl strâng pe asta de aici? E fazan. Cum îl iau? De zice... A, în funcție de ce... Ce iau, schimb populația. Ok. Mișto chestia asta. Dar pe mine mă interesează cum îl iau eu pe ăsta. Îl iau și îl vând? Îl iau și dacă îl vând? Îl pune acolo? A, îl pune să-l vând. Bine. Bine, am înțeles. Bine. Bine, o să dureze o grămadă până prinde o... A trecut o oră. Aproape o oră sau a trecut o oră? A trecut o oră, cred. Sincer, aproape o oră. Aproape o oră și sunt... Sunt departe. De ce trebuie să fac eu? 3 kg? Mă, să nu fie bună arma sau de ce? Care să fie problema? E și greu să-i văd pe ăștia. Cum îi văd eu pe ăștia, mă? Mai merg cu mașina, face gălăgie. Cred că de-aia mi-a cerut mașina. Fac gălăgie cu mașina. Se sperie fazanul. A, trebuie să... Să iau mâna de pe shift și să o apăs din nou ca să activeze. Am pornit, hai. Unde sunt? Care e un clasun? R. În dreapta se aude. Sau și prin pădure pe aici. Da, nicio șansă să... Să ajung eu la 3 kg într-un episod. Trebuie să prind mai multă experiență, mă. Și atunci mă orientez mai bine în joc. Clar, ăsta e motivul pentru care stau eu atâta. Uite, m-am blocat în copacul ăsta. Da. Cred că e suficient pentru episodul de azi. Ce am făcut? Am prins o căprioare și un fazan momentan. O să încerc să joc mai mult, să prind experiență mai multă. Și vedem apoi cum mă descurc și ce fac în el. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!